Scăzut valoarea ratelor după apariția noului indice la care se raportează creditele. Cei care au contractat deja un împrumut pot profita și ei dacă recurg la o refinanțare. Chiar dacă simulările arată că ratele se diminuează, analiștii economici sunt sceptici și spun că nimeni nu poate garanta că noua formulă de calcul va ține ratele la un nivel scăzut pe o perioadă mai lungă de timp. Pentru creditele care se vor accesa de acum încolo, începând de astăzi, ROBOR va dispărea și va fi înlocuit de indicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor. Valoarea pe care astăzi BNR a publicat-o pentru acest indice este de 2,36%, iar pe 2 august Banca Națională a României va publica din nou valoarea acestui indice. Practic, cine a luat un credit azi are o rată mai mică decât cel care s-a împrumutat în urmă cu două zile. 3,32%, cât era pe 30 aprilie, la 2,36% valoarea înregistrată astăzi, o scădere de aproape un punct procentual. Simulările arată că pentru un credit ipotecar de 250.000 de lei pe 30 de ani, la vechiul ROBOR, rata ar fi de 1.575 de lei. Dar la același tip de credit raportat la noul indicator bancar de 2,36%, rata ar scădea cu 154 de lei, devenind 1.421 de lei. La un credit de nevoi personale de 20.000 de lei pe 5 ani, la vechiul ROBOR, rata ar fi de 428 de lei pe lună. După noua formulă de calcul, rata scade la 419 lei. În prezent, fostul ROBOR se va aplica doar creditelor aflate în derulare, iar de noul indicator bancar vor profita doar cei ce vor accesa de acum încolo și cei care aleg refinanțările. Analiștii sunt însă rezervați în ceea ce privește noua formulă de calcul. Din păcate, nu garantează nimeni că acest nou indice va rămâne la valori scăzute. Dacă ne uităm pe anumite luni, el a fost la valori apropiate de ROBOR. Cei care au credite vechi sunt nedreptățiți în acest moment și cer să beneficieze și ei de rate mai mici. Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, spune că Constituția României, această lege este o lege civilă, iar Constituția României spune că în legea civilă nu acționează retroactiv. Ceea ce vor ei să facă, după mine, de punctul meu de vedere, este neconstituționale. Ca să ajungă la o rată mai redusă, cei care s-au împrumutat deja pot alege o refinanțare, dar trebuie să aibă în vedere și faptul că această operațiune presupune costuri importante.